Ce mănânc într-o zi? Îmi încep dimineața cu unul sau două cuișoare pe care le mestec pe stomacul gol. Cuișoarele au un efect antiinflamator. La micul dejun mănânc o vâz cu lapte de soia pe care l-am ținut la frigider peste noapte. Adaug și niște semințe de in măcinate, rodie și puțin sirop de arțar. Este un mic dejun rapid, gustos, cu proteină, fibre, vitamine și grăsimi naturale. Cu două ore înainte de prânz mănânc o gustare, o portocală și beau un ceai. La prânz mănânc supă de brocoli și spanac și un ardei umplut cu legume și orez. Iar în loc de smântână, adaug o lingură de brânză de caju tartinabilă. Desertul sunt 5-6 migdale învelite în ciocolată neagră. O ultimă gustare pe ziua de astăzi este un iaurt de cocos neîndulcit cu gem de afine și puține cereale integrale. Și bineînțeles, o cană cu matcha. Tu ce mănânci într-o zi?